Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Plăți-vă prosoapele, alegeți-vă o cameră și pentru că amândoi trebuie să fiți în fiecare poză, aveți nevoie de un fotograf. După ce l-ați făcut, ce legem, mă, unde după ce l-ați făcut, trimiteți-mi-le și veți primi de la mine următoarea indicație. Eu am intrat în vie, de ce? Pentru că voiam să recuperăm timpul încât să facem proba și să terminăm înainte Adrianei, dacă se poate, și să plecăm de acolo. Plus că astăzi am zis că mușcăm din ei. Te pui cu un genunchi pe omoplatul meu și celălalt picior în jos, da? Nu! Ba da! Nu! Ba da! Nu! Tu ești cu mâinile, te ții de picioare. Și eu stau așa. Ține-te de picioare. Mă țin. Eram iritate pentru că era cald, era umed, îl lipeau astea pe noi. Și e greu, ăla săracul nu știa să facă pozele. Ba știa, el s-a descurcat foarte bine. A, eu eram proastă atunci. Păi, n-am zis normal. Asta. Ne, am zis eu de ce, că m-am simțit. Yes, ok. Ce-ai, mă? Nu! Ce-ai, mă? Ți-ai lăsat toată greutatea într-un singur picior pe călcâi, pe vertebra mea. Și am înnebunit. Acolo îmi venea să mă întind de durere, dar am zis, nu, nu-i momentul. Ia! Hello, can you help us to make a picture, to take a picture? Fast, come on, come on. We need your help. Gulo, hot bed. Gulo. Gulos. Gulo. Gulos. Mai e gulos. It's here. Hai, hai! Și? Pune-te, ia-mă de picioare, hai! Doar să mă apuci de picioare, atât. Iubita mea, dacă eu nu știam cum arată poza, cum vrei tu să fiu în confort și relaxată? De asta eu eram de pe burtă și te trăgeam. Pune-te aici! Nu, eu nu văd! Vino aici! On her legs. Vino, pune-te aici, cu fața încolo. Un taur, dacă nu înțelege, nu poate să facă nimic. Eu cu tine și de 7 stage-uri vreau să-ți spun că nu mai pot cu zodiile tale. Nu mai pot. Păi nu, atunci nu mai zic taur, zic o mamă care nu înțelege ce trebuie să facă. Faptul că ești taur pentru mine nu schimbă lucrurile cu absolut nimic. Mama mea. Haide. Ah, dar alunecă. Haide. Stai așa că alunecă. Când am pus picioarele pe umerii lui, alunecam. Hai, suie-te că e ok. Mi-a alunecă picioare. O să-ți alunece, ridică-te cu încredere. Fiind destul de grea și având probleme cu spatele, să nu-i cauzezi vreo leziune, ceva, de să nu mai poată să ducă omul. Ok, cum să te gândești la asta când, la jocul pentru amuletă, o țineam pe Lidia încălțată pe umeri? Pune piciorul pe umăr, mă, pe umăr. Pune-mă pe umăr, șterge-te, șterge-te. Jura așa, Iurea, pune-te în pui mei. De asta aș prefera la jocul de amuletă să fie Lidia și nu eu. Nu înțeleg. Îți explic eu. Hai, spune-mi acum. Vino încoace. Deci nu mai țipa. Bă, ești nebun? Vino încoace, te rog. Nu, explic, vreau să văd. Îți explic făcând. Nici nu aveam ochelarii la mine, deci eram oarbă, nu înțelegeam, nu știam. Dar cum vrei să fiu? Să te uiți la poză. Păi eu da. Acolo fiz. Păi da, ca să vă explic. Doamne Dumnezeule. Deci nici acum când suntem relaxate nu putem să ne înțelegem. Te pui aici și mă apici pe picioare. He stays on her hands and yes. Push legs. Hai. Yes. Nu mă crezi că sunt în inconfort. E atât de simplă. Ce mă frustrai că tu te uitai la poză. Eu mă puneam acolo și deci nu puteai să-mi spui. Apucă-mă de picioare. Și se termina povestea. Hai, și apasă-mă pe picioare în jos. În jos, în jos, încoace. Scriam pic acolo că să facem poze zâmbind. Ce zâmbete? Oricum, dacă te uiți la poza asta, zici că eram chinuit, zici că ne-a bătut cineva să facem poza asta. Ne-a pus obligat. Ok, dă să-i le trimit. Ok, can I... Doamne Dumnezeule! Te enervezi așa, ți explicam din mers. Mă lași să înțeleg. Cu dragi, cu laci, am rezolvat să facem fotografiile, am primit ok-ul pentru fotografii. Problema cea mai grea a fost reîmbrăcatul, transpirate, îți dai seama, a trebuit să punem pe noi lucrurile... Acolo, steagul. Uite-te cum ține mâna pe genunchi și mâna asta pe umăr, mâna da? Mâna asta, așa și mâna. Și așa, tată. Ciudate poziții, dar nu ne gândeam decât că putem să trecem pe primul loc. Zâmbește! Ok. Ok, next. Mai bine nu zâmbeam, serios, ieșeam mult mai bine. Găsiți o bucătărie, Tone Bakery. Întindeți coca și faceți o poză cu voi. Îndrăzniți să lipiți pâinea în cuptorul Tone. Trebuie să vă vedem pe amândoi în poză în timp ce lipiți coca în cuptor. Să nu vă ardeți. Trimiteți în poză numai când v-a ieșit bine, cu atitudinea turiștilor veseli care se bucură de această experiență. Hai! Hai, întrebăm aici. Da, da.
Nu am văzut Maria Speranța că era deja plecată de la baie. M-am un pic demoralizat și m-am dat seama că era foarte cald și era abia început de la zi. Și am zis, 8 ore așa, ca nebunii, pe 40 de grade, nu pot. Vin cu agent deasupra mea. Vine aici cu picioarele. Hai, da, stai puțin, Lizzie. Tone yes, Bakery? Yes. Ok. Cam uitați. Vă duc, știu exact unde trebuie să mergem. Bine că nu-i neagră! Sorry, we are from a TV show and we have to make some photos. Yes. Can you help us to make us some photos? No. Can you come with us? So much. Thank you very much. Deci vine aici cu picioarele, deci, da. Ca și cum te crăcănezi așa, da. Tu prinzi labele picioarelor mele de aici, așa, și eu stau cu cap în jos. Am terminat cele trei poze, primim ok-ul, fug repede la schimbat. Nu mai știu cum am tras de cerceap, am tras alea pe mine, mă gândeam că la Lizzie durează mai mult. Da, de fapt am terminat prima. Da, a terminat prima. Ea este premianta, clasic. Da. Cu 10. Da. Hi, is this working? No. No? We're from a TV show and we have to make a bread. Nu funcționa. Ne-am luat tălpășița și dă-i, hai să găsim următoarea. Cam ar... Susține spiritul de aventură. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom.